Bună dimineața, lume! Dimineața la ora 7, superb! Bună dimineața, cu 1 mai! Muncitoresc! Bună! Sari! Bună. Am făcut ieri un tort Pavlova, pentru că vreau să îl testez. Vreau să testez un pic rețeta. Eu până acum făceam numai ruladă și m-am gândit pentru bote să fac tort Pavlova. Tortul e mai cu multe straturi. Acum o să facem numai o probă, să vedem cum ne iese. Până la botez mai sunt 2 săptămâni și cred că o să mai fac de vreo 2 ori să testez. Să vedem vreo 3. Vedem. De data asta l-am făcut un pic prea mare. Circumferința. Vreau să-l fac un pic mai micuț, ca să iasă un pic mai înalt. Și Sergiu și Sara mi-au sugerat să fac mai multe blaturi și să le pun unul peste celălalt cu cremă. Și mă gândesc că așa o să fac. Numai mi-este că se vor lăsa blaturile, ținând cont că sunt din Bezea. Din Bezea. Mersi. Dar testăm și vedem. O zi superb afară, superb, superb. Și va fi și cald astăzi? Câte grade? Nu știu, trebuie să mă uit. Cred că vreo 18, 19, nu știu. Uia. Da. Și așa, un miculuț drăguț care s-a trezit la 6, la 6 e ora lui. Deci, super. Filip! Și cam asta facem azi. Să vedem. Încă nu am stabilit exact ce o să facem, dar deocamdată ne facem câte o cafea și o să întăiem câte o felie din tortuleț. Eu vreau prima. Toți. O să mâncăm. Ne auzim mai târziu. Am tăiat o felie foarte, foarte mare. Asta pentru tata singur. Pentru tati. Dă-mi, te rog, o farfurie. Da. Din tata sunat. Nu-i mai că am pus una acolo pentru... Dă-ți părul din farfurie. Mulțumesc. Tati. Ia. Te felia ta. Așa arată tortulețul. De bun e bun, sigur, pentru că am făcut aceeași rețetă. Ia, tata! Cuplița mea era să mă întreb. Bună! Ce facem? Suntem la plimbare. Am ieșit să ne plimbăm puțin. Astăzi, 1 mai, e așa de frumos afară. Uitați-vă la mine, eu sunt costum de baie, numai că am pantaloni. Chiar e cald. Că m-aș duce să mă bălăcesc undeva. Trebuie să ne plimbăm, că altfel Filip protestează. Bună ziua! De la plimbărică. Ah. M-au corupt cumva ai mei să ies și eu la o plimbare. Pentru că nu voiam să stau în casă și să-mi fac treburile. Da, nu vreau să ies deloc în condițiile în care am atâtea de făcut în casă. Și am zis că profit de faptul că îi Sergiu astăzi acasă și îmi fac treburile. Am făcut o parte din ele, dar se ude un măgar. Dar acum am ieșit un pic la o plimbărică, așa plăcut e. E foarte călduț. Mergem un pic în pădure. Filipel, cum l-am pus în
În sistem și a dormit, dragul de el. Și mergem să ne plimbăm un pic. Dacă tot e vremea asta așa de faină. Ce vrei să prins, Sara? Te-ai prins? Molie! Asta se preface, da? Da, pentru că vedem în are. Se văd. O molie adevărată. Ui, o molie! Uite ce antene cu fosele. Vezi? Că se prefăcea moarte. Pentru că mă crede în prădă. Ce aer fain. În pădure. Și ce răcoare. Ce mă încântă o pasăre. Ce are antenele pufoase? Aia. Ce vede Filipel acolo? Iubito, ce vede Filip acolo? Ce vede Filip acolo? Da, ce vede pe el Filip, așa-i puiul? Așa-i puiul, și cărticele, da. Așa, iubitul meu. Puiuciu! Puiul meu! Uite, ce-i acolo, mamă? Ce-i acolo? Zi aici, ce-i? Ce-i, iubirea mea? Oh! Ce de chestii frumoase, da! Da, iubirea mea! Ce-i acolo, mămică? Puiul meu frumos, meu copil! Oh! Gă? Agă-gă-gă-gă? Salutare, dragilor! Dintr-o zi de vineri, seara. Noi lucrăm, suntem cu toții afară. L-am dat un pic pe Filipel Sarei, ca să-l țină puțin. Și ea... Hello! Și Sergiu continuă cu izolarea casei. Facem progrese. Îl filmează și pe el. Îl filmez și pe el, uite. Pe amândoi vă filmez. Frumos, lor.
Și așa a plăcut ei afară, astăzi au fost vreo 21 de grade. Foarte plăcut afară și așa fain se vede și liniște. Și cântă păsărelele și noi toți afară. Unii dintre noi lucrăm, alții pe aici facem galerie. Unii încearcă să doarmă. Da. Îmi așteaptă un vecin în trecere. Da, să mai iau o pauză, că altfel nu îi se permite. Și așa. Îți un pic să beau și un pic de apă. Da. Ne auzim. Eu vreau să mă apuc să spăl un pic geamurile astea de la garaj, că sunt tare murdărele. Și cam asta facem noi astăzi. Ne auzim! Bună ziua! Și bine v-am găsit la un nou vlog. Hello. Suntem cu toții afară. Poate mă probleme să ne vezi afară, nu știu. Și acum suntem la etapa izolatul casei. Da. Serios. Ce faceți voi? Uite ce fain. Cineva muncește, cineva stă. Avem acolo adeziv. Și un pic de acolo mic. Un cuculuț micuț. Și dăguț. Păi știu că lui e de guță. Ia. Avem aici o adevărată operă de artă. Cum doar Sergiu știe să facă. Ia uitați ce sandvișuri. Și ce cuțit le-au pardat. Asta este piesa de rezistență. Și cum odată un înțelept a spus, dacă asta nu e artă, atunci care e? Cum e? Curcubea pe cerul gurii, nu? Poftă bună! Între timp, pe Sergiu ne-a văzut inspirația și am găsit și un nume pentru această operă de artă, un nume foarte grăitor, așa. Ia spune, Sergiu, ce idee ți-a venit? Cred că s-ar potrivi Chita Farcita. Așa, un română, un nume română, italienesc, foarte, foarte grăitor, îmi place. Yeah.